Veți vedea acum ce mai face cercetarea românească. Niște tineri de la Liceul Internațional de Informatică din București au lansat, da, un satelit pe orbită. O să-l vedeți cum arată și ce știe să facă, dar tot în știrile pe scurt descoperim și cele mai noi tehnologii prezentate la târgul de profil de la Paris. Un satelit românesc proiectat și construit de elevii Liceului Internațional de Informatică București a fost lansat pe orbită. Satelitul, numit ROM-2, s-a aflat la bordul rachetei Falcon 9 a companiei miliardarului Elon Musk, SpaceX. ROM-2 va aștepta la bordul ei între 7 și 14 zile, până când va fi eliberat în spațiu pentru ca o prioritate sateliții mari și cei militari. Este al doilea satelit al României trimis pe orbită. Primul satelit românesc s-a numit Goliat, având dublul dimensiunilor celui de acum și a fost lansat în 2012 cu o rachetă europeană.